vine din negura istoriei, născut dintr-o mamă casnică și un bob fermecat de piper. El sare din epocă în epocă, stăpânind timpul cu biciul său fermecat. Doarme cu gânditorul de la Hamangia, ia micul dejun cu Ștefan cel Mare, prânzul cu Traian și Decebal, iar seara e la o serată mondenă cu Alexandru Ioan Cuza, Nemuriciu, călărețul timpului pierdut. Orică! Haide-mă odată la culcare, că doar nu de asta am făcut noi răscoala, să vă bețivăniți voi acolo! Culcă-te tu înainte, că voi vin eu! No, păi dacă mă culaci, ce mai vii? Șasglând! Camaraz! No. Trebuie numai decât să lupta cu oastea grofului, mă! Ce? Nu mai avem nimica de mâncare, cu ce asta e ultima găină! De mine vorbești, mă, orea! Nu de tine, tu! De cloșca! Ei, bă, tu cu cine vrei să te bați, mă, orea, mă? Vrei să te bați cu grof ori cu mine? Șa-ți blând, mă, ce ești bolun, mă, că am glumit, mă! Ei, tu ce zici, Crișane? Na. Băi, atunci, știi ce zic eu? Eu zic așa, că să dai tu niște pălincă și apoi să ne împăcăm. Ha! E cât bine, să dau? Dau o pălincă, mă! Una? Da! Dau cinci, mă! Ce mă, așa, mă! Una, da. Două, cinci! Ia. Unitate! Forță! Victorie! Da. Domnia ta, vreau să te mulțumesc pentru această cupa de șampania din Votul de la Cal. Eu, ca arendaț, știu ce onoare mare este aceasta. Ia-s. Servus. No, Kirna Murichis, nici nu puteam să găsești un persoana mai potrivit ca tine și-a trimit la țăranei răsculate. Stai liniștit că ai înabusim așa de repede răscoala, mai repede cu mar de păduri în Grecia. Asta este repede de tot, dar cum ți-ai dat seama că eu sunt cel potrivit? Na, bine, acum. Știi, noi maghiari avem un proverb. Grecul potrivit la locul potrivit. De când lumea, țăranii au cel mai mult încredere la intelectual. Și tu, Kirnea Murichis, ești intelectual, nu? Ce se vorbesc, eu nu pot să citesc nici 5 litere abia. Dar uită-te puțin la jur la tine, că în ziua de azi, și dacă știi un litera, tot intelectuală ești. Asta să iese, dar noi greții avem un proverb. Să te ferezi de greții, si ta ca față darul. Serios? Da. No. Apropo de dar, ce faci acolo? Ai pregătit? Am uitat, da, puțin doare suflet la mine, da. No, asta treaba. Ai aici 1000 de groși de aur să faci treaba. Da, Kirnea Murichis, curios sunt și eu. Cum faci să înabușim răscoala? Aplicăm plan cerse la fam. Teșec, la ce limba a vorbit? În franceză. Eu cerșe la fam! Cerșe la fam? Eu cum am spus? Așa ai spus. No. Deci cum facem? Învrăzbim soțiile de la Horia Closcă și Crisan și imediat la școală se duce în apa simbetei. Ioi, dar cum? Că azi e joi. Nu e nimic, Pina. Dar eu treaba să face simbata. Hai, ia-s-o ca să... Servus, drum bun. Ai grijă. Am grabesc. Ai grijă. Ia-s. Nu știu cum are să descurce asta băiat grec cu femei, că pare că descurce mai bine la bărbat. Sus mâine! Nu pot să fac asta! De ce, mă? Ai reumatism? Nu, că asta este dresat de mine. Dacă eu ridic mâna, fuză în pădure. Ce zice asta, mă? Ce zice asta? Dar ce contează, măi, ce zice el? Noi suntem țărani, el e boier și e răscoală, mă! Hai să-l ucidem! Luceați, măi! Frați! Eu vin de la Mosia, de la groful Sandor, ca să spun ce s-a întâmplat, vrea să-i înabuseste răscoala lui Horia Closcă și Crișan. Păi stai, mă, puțin, mă, că acum e doar răscoala lui Closcă și Crișan, mă, nu bine? De ce? De unde este Horia? Păi la o nuntă, nu. Bine, și atunci duce-ți-mi în Closcă. Closcă-i la un botez, mă! Duce-ți-mi în Crișan! La Crișan, mă, bărbuță, mă! Mă, nu te duce, mă, la Crișan, mă, dar o să-ți pară rău, mă! Mă, tu știi ce faci și Crișan când e singur? Nu. Ce face? Citește Biblia? Citește Biblia, mă, bărbuță, mă!
Crișan, când e singur, aruncă cu cuțitul drept în țântă, va! Se nimereste? Foarte bine! Nimereste! Foarte bine! Păi nu a avut, mă, până acum țântă, mă! Da, de-amu, dacă mergi tu, are, mă! Hai să aduce-mă la rând, mă! Frații rumeni! Oprește, mai, Crișan, mai, ai spus 10 cuțite, mai, aruncat deja 20 și țințe, mai, gata, mai! Nu, și? Dar ce te înseamnă nouă asta care tot repeți nouă si? Nouă înseamnă nouă. Crișii pui, îmi fac și mie o cafă turcească la cea un căpic din picioară de somn. Nu. Ce nouă, mă? Nouă, s-o gătat, n-am. Dar de ce vrea fata frumoasă să face cafea turcesc? Dacă zic cafea grețesc, este mult mai mare și mai bun decât turcesc. Dar și dacă ți-aduc ție un ibric, poți să faci tu cafă grecească? Ne. No, vezi că nu știe tu. Ba știe tu, Crișii, tu, că ne în grecește înseamnă da. No, mă rog. Crișii, dezleagă-l imediat pe... Cum te cheamă, frumușul? Ia, Crișii Nemuricis, dar poți să mă chem cum vrei, dulțeața meu. No, l-am dezlegat. Hai cu mine, frumușelule, să-mi faci o capă. Dar dacă nu-mi place, te leg și eu. Polica la, polica la! Ferească Dumnezeu! Da. Ce-i cu tine, mă, cloșca, mă? Te-a doborât ungurii, mă, ha? Nu, unguri, mă, beutura. Paragalo, inzeras. Evaristopoli. Vai, ce frumos vorbesc în grețesă. Așa, un fază frumoasă și culta. Eu deja simt nebun după tine, eu. No, ai grijă că și Crișan e nebun. Și știi că dacă se întâlnesc doi nebuni... Eu zic așa, tu ar trebui să fii prima doamna de la răscoală, și nu ultimul. De cum ultima? Uite așa, că este răscoala lui Horia Closca și Crișan. Atunci doamna lui Horia este prima doamnă, doamna lui Closca este al doilea și tu ești numai al treilea. Ce drăcia dracului, la asta nu m-am gândit. No, trebuie să schimbăm numele răscoalei. Asta nu se poate, că este brand care cunoaște toată lumea. Nu mai poți să schimbi. Dar poți să faci altceva. Ce? Poți să faci să apațeste ceva Horia, să apațeste ceva Closca și atunci la mine nu mai era școala lui Crișan. Atunci la mine tu doamna de la răscoală. Cum? Cum facem? Știu eu asta, pot să te arăt. Dar întâi trebuie să-ți arăt altceva. Crișane! Ia, mă, să sufli în cafea, că eu cred că o dat în foc, mă! No. Zâsuța domoiare că nu știe să facă cafea, mă. Aventurile Nemuriciului în istorie continuă. Unde? Veți vedea în episodul următor.